demnitari, așa să le zicem, ei nu recunosc acest lucru, dar oricum, timpul își ia ceea lui și noi, cei cu sufletul de români, tindem spre această românitate în permanență. Am venit și eu cu câteva cărți. Recent am editat o carte, încă nu a fost lansată și mă bucur să o lansez în cadrul acestui eveniment, la fel. De țară Portocruce, un proiect de vreo câțiva ani, include poezia patriotică. Am să vă citesc și eu câteva versuri, câteva poeme din această carte. Despre mine vă zic câteva cuvinte și pe urmă trec la opiniile, gândurile mele despre poezia de Ane Ienache, pe care o cunosc și o ador și o susțin pentru că este româncă. Este româncă adevărată. Aici sunt niște câteva cărți ale mele. În total am 12 cărți, dintre care 8 de poezie, critică literară, restul, un portret de creație a actorului Sandu Arestin Cupcea, renumitului actor, care, a cărui recital cuprinde peste 200 de poeme și le recită. Sunt totalmente poezii patriotice. Este omul care, în cadrul Renașterii Naționale, a stat pe baricade alături de toți acei care au inima română.